Iată, după ce am notat situația acestui roișor, care are 5 rame de puiet și 2 de mâncare, trecem și în partea dreaptă, cum am zis, și în partea stângă. Avem și aici un roișor. După ce am notat situația acolo, vin aici să vedem care e situația și la acesta. Până acum sunt mulțumit de cum se prezintă. În schimb, aici văd că n-am dat ramă după diafragmă la ultima intervenție. Trebuie să ne îngrijim deja de mâncare, fiindcă tot ce găsiți acum căpăcit în stup, dacă nu aveți floarea soarelui în zona, este o miere foarte bună de a ierna și vor mai acumula. Iată o altă ramă, deci o ramă de margine lângă polistiren. Iată, pe partea asta avem miere căpăcită aproape în totalitate. Iar în partea aceasta avem puiet. Iată ce frumos a organizat cuibul această matcă. E o situație foarte, foarte interesantă. Ia să vedem ce știe această mătcuță să facă. Ce pot să vă mai spun este că are puiet în toate stadiile. În anii trecuți, eu, când mă uitam așa pe puiet și vedeam câte o celulă de miere, ziceam că blochează cuibul. Într-adevăr, ocupă celula temporar, dar dacă veniți peste câteva zile, o să vedeți că, dacă matca dorește, mai poate depune puiet fără nicio problemă în zona respectivă, iar albinuța tânără care eclozează o să consume din acele celule și se va face loc fără nicio problemă. Iar mierea căpăcită nu se atinge de ea. Nu o să se atingă de ea albina tânără, nu se atinge. Iată, aici este o ramă care deja am umplut-o cu păstură și noi trebuie să o organizăm de data aceasta, fiindcă i-a adus păstura de obicei în luna august, dacă au polen, o duce cât mai aproape de puiet. Și e posibil să vă treziți ca în mijlocul cuibului să aveți rame cu păstură. Și atunci noi trebuie să intervenim și să reorganizăm un pic cuiburile, astfel ca puietul să fie lângă puiet și hrana să fie la margine, așa cum fac eu acum. Păstura este un aliment foarte important, mai ales în această lună, mai ales când găsiți așa o ramă plină, plină. E ceva de foarte valoros.
Nu mai trebuie să știm că o să albina carese o să aibă corpul gras foarte bine structurat și putem intra fără grijă în iarnă. O albină formată foarte bine. Iată, dacă am găsit acea ramă cu păstură, aici avem deja ramă cu puier și larvar și ouă. Da, foarte frumoasă rama. Acum tot ce am făcut e să pun puietul lângă puiet. Camat ca să-și poată continua activitatea în bine măsură. Albinile sunt foarte liniștite. Lucrez cu mânușcă, așa e mai bine pentru mine. Chiar dacă albina e liniștită, iată că avem puiet căpăcit. Și puiet larvar pe margini. Și o coroniță subțire. Și pe această parte la fel. Am venit cu gândul să strâng, da? Dar acum, deocamdată, nu e cazul. O să mă întorc peste o lună la această colonie. Peste o lună. De acum intervențiile sunt tot mai rare în cuiburi. Iată și aici o ramă care a fost dată. Aici, pe această ramă, avem puiet, dar coroniță nu are deloc. Și așa și în partea aceasta alaltă. Are miere pentru pui care vor ecloza. Dar această ramă va fi îndepărtată peste o lună aproximativ, în caz că nu se depună puiet în ea. Mai avem trântor, pe aici, acolo, câte unul. Prezența trântorilor într-o colonie indică sănătatea acestea. Coloniile, într-adevăr, renunță la trântor, dar nu în totalitate. Mai rămân, pe aici, acolo, câțiva trântorași, care ne asigură sănătatea albinei. Și aici avem o ramă, o altă ramă cu păstură. Miere. Albina nu o să căpăcească toată mierea, fiindcă are și ea nevoie de consum. Va căpăci tot mai mult odată cu scăderea puietului. Bun, cam atâta despre acest roișor. Odată ce găsesc ceva interesant, o să revin cu filmuleț. Numai bine!